Din nou în direct la actualitatea, doamnelor și domnilor, nicio veste dinspre coaliție, doar că i-am văzut ceva mai devreme plecând pe cei de la PNL. Nu e clar dacă astăseară va mai fi vreo comunicare pe tema asta, dar rămânem, bineînțeles, atenți în legătură cu negocierea asta, care, cel puțin astăseară, nu pare să se fi terminat așa cum își doreau liberalii. Unul din motivele suspectate pentru această răzgândire a celor din PNL, pentru această constatare subită că totuși vara e cald și n-ar fi bună o campanie electorală în august, s-a speculat că ar fi și în legătură cu viitorul președintelui Klaus Iohannis. Dacă tot nu mai pleacă la NATO, atunci hai să lăsăm alegerile unde erau la finalul toamnei, început de iarnă. Dar ce se întâmplă totuși cu președintele Klaus Iohannis? Astăzi și-a asumat un non-răspuns, o să vedeți. Adică a fost întrebat, după toate știrile, că toată lumea îl susține pe Marc Rutte, dar toată lumea în afară de România. Iată ce a răspuns Klaus Iohannis. Despre NATO, mai mult mâine. Aceste chestiuni le voi prezenta prima dată în CSAT, după aceea și opiniei publice, dar pot să vă asigur că mâine, după amiază, veți fi integral lămuriți și putem să mergem mai departe. Da, cum ziceam, și-a asumat președintele un non-răspuns. A și spus, le-a spus reporterilor, domnule, o să vă dau un non-răspuns, de fapt, dar zic ceva, dar să nu-l luați ca un răspuns, că răspunsul vine mâine. Dar de ce mâine? Știm ceva? Probabil că încearcă să urmeze o anumită cadență instituțională. Poate că vrea ca prima discuție sau informare, sau nu știu dacă este prima. Pentru că, în mod cert, mulți dintre cei care sunt prezenți în CSAT știu despre ce este vorba. Probabil că vrea să prezinte un soi de concluzie acolo și ulterior să facă acest pas obligatoriu, din punctul meu de vedere, cel al comunicării publice și informării presei cu prioritate. E păcat că acest efort de informare n-a fost făcut mai devreme, pentru că a permis multor oameni să croșeteze, să creioneze scenarii, să se dea cu părerea, să emită ipoteze. Ori când vine vorba de orice are legătură cu NATO, lucrurile se întâmplă pe canale diplomatice consacrate din interiorul NATO. E foarte complicat să ieși la televizor și ulterior să-ți informezi aliații. Cred că dacă a fost un proces de consultări, de negocieri, era obligatoriu ca ele să rămână confidențiale, urmând ca la final să fie acest pas. Numai că e greu să explici, e greu ca oamenii să înțeleagă cât de complicat este acest mecanism al consultării între aliați, între state, între guverne. Păi, vom afla mai mâine. De-aia te-ai fi așteptat ca, dacă a ales să comunice public despre candidatura domniei sale, tot public să comunice transparent și despre ce se întâmplă în momentul ăsta. Domnule, să știți că mâine mai am întâlnire, mă mai aud la telefon cu Biden. Sau cu, nu știu, cu Erdogan, habar n-am. Să vedem dacă se mai poate face ceva, după care vă comunic. Sau să ne spună, asta e, a existat un alt tip de consens acolo, dar nu-i nimic, noi mergem mai departe, ce-o fi? Da, eu cred că, așa cum se spunea și mai devreme, cred că au mai fost discuții în CSAT și cred că a considerat că este important în primă fază, după probabil ultimele dialoguri care au avut loc la Bruxelles zilele trecute, consultări, dialoguri, cum vreți să le spuneți, a considerat important să informeze membrii CSAT-ului. Probabil că sunt și alte lucruri care nu sunt de interes public, să spunem așa, și vrea să-i prezinte întâi acolo. Acum, eu rămân la opinia pe care am mai enunțat-o și la noastră în emisiune de foarte multe ori. Pentru România, cred că a fost un exercițiu foarte bun. Faptul că ne-am bătut pentru șefia NATO, faptul că am văzut și la premierul Marcel Ciolacu, care a spus, și cred că și Nicolae Ciucă, care au spus de-a lungul timpului că România se va lupta pentru un post de vicepreședinte al Comisiei Europene, pentru un post de vicepreședinte al Parlamentului European. Sunt lucruri care ne poziționează într-o anumită zonă favorabilă și la nivel european și iată, prin lupta de la șefia NATO și la nivel mondial. Aici pare că a fost o capcană, domnule Constantin, că de fapt tu trebuia să faci toate demersurile astea, cum zice Valeriu Turcan și cum au spus și alții în plan internațional, trebuia să le faci discret, prin negocieri, prin tatonări, prin convorbiri repetate,
dar ai vrut neapărat să se știe că te bați. Și atunci ai venit la televizor și ai zis public, da, mă bat să fiu șef al NATO. Și uite că după aia n-a ieșit. Și în momentul în care n-a ieșit, trebuie să dai cumva socoteală. Ce sunt s-a întâmplat, de ce te-ai aruncat în aventura asta? Sunt absolut de acord și eu că toate aceste discuții se fac la modul discret. Dar faptul că a ieșit public, domnul președinte, nu cred că e chestiunea, o decizie unilateral. A spus, domnule, eu, Jens, și anunț public. Nu cred că e decizia pe care a luat-o singur. Cred că s-a consultat și cu alți lideri din NATO în momentul care au zis în secunda 2, vezi Casa Albă, e un prieten extraordinar, Klaus Iohannis, noi susținem pe Marc Rutte. Adică au fost amândouă în aceeași frază. Public, eu n-am văzut decât 3 sau 4 opinii. N-am văzut alte opinii exprimate pe acest subiect în public. Deci eu cred, e opinia mea, nu știu dacă vom afla vreodată chestiunea asta, dar eu cred că președintele nu a decis singur să iasă să facă acel anunț. Cred că a fost o chestiune strategică în negocierile făcute în spatele ușilor închise. Vreau să dăm un pic timp înapoi și să ne aducem aminte că multe țări din blocul estic au menționat faptul că au nevoie de un lider puternic în cadrul NATO și o poziționare a acestui bloc estic mai bună. Și atunci ne-am trezit cu Rutte. Tocmai dintre toți, tocmai cu Rutte, care a fost deci, o aroganță și de un dispreț față de blocul estic, dar nu se poate. Haideți să vă spun mea despre Rutte. Știți că săptămâna trecută a apărut în ziarurile olandeze, a apărut un articol despre un scandal legat de submarine franceze cu ceea ce s-a întâmplat când Rutte era premier. Adică, cred că și acolo... A ieșit un scandal despre Rute și că trecea sub tăcere despre Israel anumite chestii ca să nu se împiedice ajutorul pentru Israel. Da. Pentru că, în primul rând, Mark Rutte ar fi trebuit să fie susținut de Olanda. Mm-hmm. Bun. Și am ajuns ca Tudose să fie femeia independentă din capul listelor europarlamentare. Am vrut blocul estic și ne-am trezit cu Rute. Decizia ca președintele României, Klaus Iohannis, să candideze la funcția de secretar general NATO, mi se pare ca fiind o decizie firească în contextul în care mai multe țări din blocul estic spuneau că vor un lider este european. Acum, faptul că ai candidat și nu și la final nu vei fi ales probabil, pentru că din câte înțeleg, așteptăm încă decizia oficială a Ungariei. Nu s-a exprimat încă. Asta nu înseamnă că vom minimiza. Păi, decizia în ceea ce privește alegerea secretarului general NATO este o decizie unanimă. Oricum, exact. Oricum, țările și-au făcut cunoscute pozițiile, liderii și-au făcut cunoscute pozițiile. Și atunci e normal ca președintele Iohannis să aștepte momentul în care România să rămână singura țară care nu și-a exprimat o opinie în acest sens. Dar ca să revin, faptul că a candidat la o funcție, la funcția de secretar general NATO, nu mi se pare un eșec. Mie cel puțin nu mi se pare un eșec. Nu despre candidatura în sine era vorba, ci despre toată discuția asta foarte public. Dacă nu ar fi comunicat, da, l-am fi acuzat că nu a comunicat această decizie. Poate uneori e bine să respecti cutumele. Dar, în fine, apropo de acest, ziceați că nu s-au pronunțat. S-au pronunțat liderii ăștia care mai rămăseseră nehotărâți. S-au pronunțat cu un cinism fără margini în legătură cu susținerea lor, adică cât se poate de tranzacțional, aproape că îți vine să te întrebi dacă nu cumva sunt pretexte inventate și de fapt motivele sunt altele. Pentru că Orban, de exemplu, spune, ne-a promis Rutte că nu o să fim obligați să sprijinim Ucraina ca toate celelalte state, iar Slovacia zice, ne-a promis Rutte că ne dă un scut antirachetă, că noi nu mai avem, l-am dat la ucraineni și rămânem fără apărare. Și atunci îl susținem, zic și unii și alții. Ce e asta? Iar Maroc? Da, cred că toată experiența aceasta președintelui Iohannis a fost de fapt o căutare a unei sinecuri pentru ce se întâmplă după ce își termine al doilea mandat. El a fost destul de ridiculizat în presa internațională. Eu n-am văzut un singur articol în presa internațională care să vadă vreo șansă la acest demers. A ajuns să fie susținut, ultimii doi lideri care l-au susținut au fost Erdogan și Victor Orban. Nici ei nu-l mai susțin de ceva timp. Practic, o candidatură mai mult făcută ca un șantaj, ca să primească ceva, și s-a dus la un moment dat și în Statele Unite. De acolo a plecat doar cu un premiu al unui ONG și o poză cu președintele Americii, Joe Biden.
discuția aceea cu Patriot-ul, dacă dăm Patriot-ul sau nu. Adică pare că inclusiv această ultimă aventură e cumva simbolistică pentru mandatul domnului Klaus Iohannis. Adică un mandat în care și-a căutat numai interesul propriu, asta în timp ce problemele țării erau cu totul altele. Avem o problemă gravă care se profilează economică, avem deficit imens. Nu ne împiedica să avem o candidatură la NATO sau la cine știe ce demnitate europeană? Problema sau era candidatura la NATO. Problema era de a rezolva lucrurile care chiar îi dureau pe români. E, inclusiv data legilor sau toate discuțiile acestea, nu astea sunt problemele reale ale României, da? Suntem ca pe Titanic și alegem ce partitură joacă orchestra de acolo. Da, putea să spunem, mă bat acolo unde e rolul meu de președinte, în structurile internaționale, mă bat pentru mai bine pentru România. Dacă reușea ceva în ultimii 10 ani, putea să facă un argument pentru lucrul acesta, nu avem visa waiver cu SUA, nu suntem în Schengen, nu suntem în zona euro, nu avem absolut nicio reușită notabilă pe plan internațional, a avut un tur extrem de scump, luxos prin Africa, în care am mai semnat niște acorduri comerciale cu țări cu care avem schimburi absolut derizorii. Adică, până la urmă, pare a fi un om care a căutat și în ultima secundă să-și mai găsească o sinecură și nu a reușit și de data aceasta nu l-a văzut numai presa din România, dar l-a văzut și presa internațională și asta n-a făcut cinste România. Pomeneați de Patriot și de acel apel al lui Joe Biden de la faimoasa întâlnire ca România să dea o rachete Patriot, o baterie Patriot Ucrainei. Înțelegem de la Ministerul Apărării pe surse că există un refuz al României, că nu vom trimite acest sistem Patriot în Ucraina și probabil mâine în CSAT se va confirma și oficial asta, nu știu sub ce formă, că se va temporiza, că se va spune nu acum, că ne mai gândim, sau se va da un răspuns foarte clar, să aibă legătură, să fie forma noastră de răspuns, nu știu, la acest refuz al NATO, să fie încă o pârghie de negociere, ce să fie? Nu cred. Cred că această poziție a Ministerului Apărării Naționale este izvorâtă dintr-o analiză foarte serioasă a riscului la frontierele României de escaladare și a capabilităților limitate pe care România le are. Avem două baterii, două sisteme Patriot operaționalizate. Desigur, am cumpărat mai multe care urmează să vină. Pregătirea durează. Dacă mâine se întâmplă ceva, aceste sisteme Patriot sunt vitale pentru România. Dar România poate să ofere alte sisteme. Pentru că nu e Patriot singurul sistem de tip occidental pe care România îl deține. Ar putea să fie oferite alte sisteme care să ajute aproape la fel de mult Ucraina. Deci nu dăm asta, dar am putea da altceva. Ar putea România să ofere alte lucruri pentru a consolida apărarea antirachete și antieriană a Ucrainei. Desigur, dacă specialiștii de la Ministerul Apărării Naționale vor concluziona că acest ajutor se poate oferi. Eu cred că România a ajutat foarte mult Ucraina și cred că o va ajuta în continuare ca să reziste. Deci în niciun caz nu trebuie interpretată această abordare a Ministerului Apărării Naționale ca un refuz sau ca un gest negativ față de vecinii noștri aflați la ananghie. Lor le mor sute de oameni în fiecare săptămână. Ei sunt într-o dificultate enormă și joacă supraviețuirea țării România. A fost alături de Ucraina și cred că va continua să fie alături de Ucraina cu tot ceea ce poate. Pe de altă parte, probabil că într-o analiză de risc, cei de la Ministerul Apărării Naționale au concluzionat că două sisteme avem pentru noi. Astăzi sunt extrem de importante. Dacă am fi avut 7 operaționalizate sau mai multe, probabil că o decizie ar fi fost... Dar vedeți că și ăsta a fost subiect de război politic. Eu mi-amintesc că domnul Ciolacu, alți lideri PSD, au zis la vremea respectivă, dar de ce să nu dăm? Că dacă le dăm e ca și cum le-am folosit noi, doar că sunt acolo și ne apără oamenii ăia în loc să ne apărăm noi singuri. Până la urmă rezultatul ar fi același. Și oricum noi avem aici cea mai mare bază NATO din Europa în curând și oricum suntem într-o sub o umbrelă de securitate. Putem să ne dispensăm de ele? Putem ce să vezi acum nu? Și Ministerul Apărării, apropo, e la PSD, nu? Ideea asta că putem să ne dispensăm de ele, idee emisă de un politician când are 3-4 microfoane ale presei în față, nu mi se pare o chestiune foarte serioasă. Desigur că teoretic poți să zici orice. Pe de altă parte, ai zone importante din România de acoperit cu aceste sisteme. Dacă situația escaladează. Nu e ca și cum am fi undeva în buza Mediteranei, relaxați la soare cu briza de acolo.
nouă ne cad drone, probabil că armata vede în timp real toate ostilitățile care se duc acolo, văd ce rachete pleacă de pe nave sau de pe submarine din Marea Neagră către Ucraina, văd cum este bombardată Ucraina. Pe de altă parte, dacă lucrurile degenerează, trebuie și noi să acoperim măcar cu aceste sisteme părți importante de apărat din teritoriul național. Credeți în acest scenariu, domnule Spătaru, că de fapt PNL-ul s-a răzgândit pentru că domnul Iohannis a pierdut această cursă cu NATO, nu pleacă acolo, poate nici cu Uniunea Europeană nu se profilează ceva care să-l facă să plece mai devreme din mandat? Despre acela asta să fi fost de vorba? De care spuneați, care va fi prezentat mâine în CSAT, a fost făcut de specialiști. Eu aș prefera ca, cel puțin la nivelul Ministerului Apărării Naționale, să nu-i credităm pe cei de acolo ca fiind influențați politic. Este un raport tehnic care a fost făcut și analizat pe baza scenariului de securitate pentru România în noul context, unde propunerea este ca acest sistem Patriot să nu fie dat. Deci, ne confirmați că există această opoziție a Ministerului Apărării? Există un raport care va fi discutat în CSAT. Eu, personal, cred că trebuie să ascultăm în acest moment de specialiști și să nu, cumva, să nu negociem sau să discutăm despre utilizarea acestui sistem ca un fel de instrument de schimb politic, pentru că nu despre asta e vorba. Și am mai spus-o de multe ori. Securitatea națională nu este un lucru tranzacționabil. Este securitatea națională de care, cu siguranță, cei care sunt așa poți să spui că nici ajutorul pentru Ucraina nu e un lucru tranzacționabil. Adică, domne, dăm pentru că trebuie să-i dăm și lasă că pe noi ne apără alții. S-a făcut și acolo, în spate, au existat analize de capacitate, disponibilitate și păstrarea în limite normale a capacității de răspuns a statului român. Da, nu mi-ați răspuns la întrebarea asta, dacă vedeți în legătură lucrurile, jocul lui Klaus Iohannis pentru șefia NATO cu jocul PNL-ului de a muta la loc. O exclud un astfel de scenariu, consider că cei de la Ministerul Apărării și-au făcut datoria spunând realitatea pe baza analizelor tehnice pe care le-au. Bun, pentru că vorbeam de un joc mai mare în care NATO a fost doar o direcție, rămâne în continuare deschisă discuția despre ce ar putea obține domnul Iohannis ca top job la nivelul Uniunii Europene. Au existat și azi întrebări pe tema asta. Domnul Iohannis a fost ceva mai explicit, n-a fost la fel de criptic ca în legătură cu subiectul NATO, dar tot a lansat așa un fel de săgeți și de piste de discuție. Hai să vedem. Nu este posibil ca vreun stat membru să fie ignorat, marginalizat sau neimplicat în aceste negocieri. Și dacă așa s-ar fi întâmplat, ar trebui corectat. Avem în Uniunea Europeană și familiile politice, familiile constituite din partide politice naționale. Este utilă această chestiune, în special pentru a gestiona mai bine viața parlamentară europeană, în speță felul în care acționează și negociază Parlamentul European. Dacă aceste familii politice ar exagera în influența lor, acest lucru ar trebui corectat. Deci trebuie să avem un echilibru corect, fin și negociat. Asta dacă vorbim despre cum se ajunge la o concluzie. România este tratată corect. M-am asigurat de acest lucru. Da, să aibă legătură cu toate discuțiile astea care au intrat în impas la vârful Uniunii Europene, că părea așa împărțeala făcută, până când, ce să vezi, luni n-a mai fost împărțeala făcută. Popularii europeni au zis, stați că mai vrem ceva, vrem ca mandatul ăla al președintelui Consiliului să fie împărțit în două, 2 ani jumate și 2 ani jumate, ceea ce înseamnă că nu o să-l mai ia socialiștii, poate, o să-l ia tot PPE-ul, adică domnul Iohannis?
Nu știu, iar intrăm pe tărâmul speculațiilor, nu mai avem mult și ieșim din zona aceasta, pentru că în câteva zile probabil că vor fi decizii și cred că asta va fi foarte important. Eu acum, în mod evident însă, există anumite nemulțumiri. Pentru că dacă nu erau nemulțumiri, nu aveam de seară o decizie sau luni seara când s-au întâlnit liderii europeni. Acum, cine a fost nemulțumit e un lucru pe care eu nu știu, sunt convins că președintele îl cunoaște, dar aceste zile de amânare cred că au rolul până la urmă de a se ajunge la o înțelegere, astfel încât, din ceea ce deduc eu, e clar că sunt anumite țări din Estul Europei care au avut o anumită nemulțumire vis-a-vis de poziția pe care au primit-o. Nu știu dacă România, nu știu dacă intrăm în această zonă. Va fi foarte important însă, dincolo de numele pe care îl vom avea în a ne reprezenta la nivelul Comisiei Europene, să avem o poziție importantă. Am avut, și dacă ne referim la comisarul pentru transport, și dacă ne referim la comisarul pentru politică regională, am avut portofolii importante, dar cred că pentru a ne consolida rolul acesta de membri în leadership european, cred că e important în continuare să avem un portofoliu important la nivel european. Asta cred că e mai important dincolo de numele care vor fi acolo. Da, pănuim că nu o să fie un simplu comisar european, Klaus Iohannis, nu, dacă va fi. Eu nu vorbesc de... Nu, eu întreb apropo de toată discuția asta. E important ca România să fie cât mai bine reprezentată, mai ales în acest context. Ea va fi oricum reprezentată, obligatoriu, domnule Constantin, România va avea un post de comisar european. Acum, na, că e cât mai bine sau nu, decideți dumneavoastră în coaliție cine ziceți că e cel mai bun de trimis acolo, nu? La nivel de guvern. Rolul României, în mod clar, a crescut la nivel european. Și în această chestiune, cred că, dacă putem să spunem așa, un rol important l-a avut și ceea ce s-a întâmplat la granițele României. Pentru că aici vorbim și de rolul nostru pe care îl avem în NATO și rolul în Uniunea Europeană. Fermitatea de care am dat dovadă, stabilitatea guvernamentală în acești ani, care au ajutat, trebuie să recunoaștem, Ucraina și tot ce contextul politic din zonă, cred că ne-au poziționat la un nivel important, astfel încât să avem poziții importante și la nivel european. Din ce zice Klaus Iohannis, iar nu se înțelege foarte bine dacă e pentru România, e contra României discuția asta, nu-i posibil ca un stat membru să fie ignorat sau marginalizat și trebuie corectat lucrul ăsta dacă s-a întâmplat, pentru că avem familiile politice, dar nu trebuie să decide ele. Dacă te iei după faptul că PPE-ul, familie politică, pretinde un post în plus, ai zice că e în favoarea României și a lui Klaus Iohannis, nu? După scenariul ăsta. Dacă e vorba de altcineva, nu știm cine e acel cineva și ce se întâmplă până la urmă. Știți, l-ascultam pe domnul Klaus Iohannis mai devreme. Nu vă zgârie puțin pe ureche când l-au zis zicând că România a fost foarte bine reprezentată și că tratată cu respect și când colo ne uităm, totuși suntem una din singurele două țări care nu sunt în Schengen de atâta timp și Croația, care a intrat după noi în Uniunea Europeană, e și în Schengen și în zona euro. Adică, unde e acea măestrie în dialog, fin, negociat, echilibru? Toate cuvintele cheie sunt acolo. Adică, dacă l-asculți, ai impresia că e un președinte bun. Apoi te uiți la ce a făcut și îți dai seama că nu e nimic în spate. Practic, eu sunt de acord. Nu contează numele și pe numele care vor fi acolo. Sper ca România să-și vadă interesul în sfârșit. Până acum nu și l-a văzut, nu suntem în Schengen. Fondurile europene o să vină pentru că sunt date pe niște algoritmi, pe niște formule. O să vină și aceea în România. Dar până la urmă, eu nu văd un lucru pe care să-l fi făcut până acum reprezentarea României la Bruxelles care să fie extraordinar. Adică să zicem, bravo, au reușit să facă ceva pe cinste. Din potrivă, suntem codași Europei la partea aceasta de negociere politică. Ce are nevoie Europa, în schimb, și asta nu doar pentru România, pentru toată Europa, a zis-o Emmanuel Macron acum cam o lună într-un interviu, care era foarte bun. Debirocratizare, Europa e în urma celorlalte mari zone economice, în urma Chinei, în urma SUA. Da? Pe aproape absolut toate domeniile suntem în urmă din cauza suprareglementărilor care vin de la Bruxelles. Asta este un lucru care trebuie corectat, dat mai jos, ajustat. Și alte lucruri, de unitate și de alte lucruri de genul acesta, dar asta este unul esențial. Eu asta mi-aș dori de la viitoarea comisie. Sincer, nu cred că e relevant dacă ia PPE sau nu știu ce partid, 3 locuri sau 2 locuri sau 7 locuri. Până la urmă e relevant ce vor face cu locurile acelea și până acum n-am văzut și vă mai zic un lucru, și comisia aceasta condusă de doamna von der Leyen e una care are foarte multe carențe. Sper să vedem o schimbare și la nivelul acela al conducerii comisiei și da, nu știu. Să vă zic cine va fi sau care e stadiul negocierilor, dar cred că vom afla cât de curând. Bănuim care să fie supărările aici și de ce s-a oprit dialogul și de ce zice Klaus Iohannis că
familiile astea, mai ușor cu familiile, că nu pot ele să negocieze chiar tot. Nu se putea referi decât la familia socialistă, care, din câte înțeleg, are niște pretenții exagerate. Ce mai rămâne familiei socialiste, nu vă supărați? Păi, China. O jumătate rămână... de mandat de președinte de Consiliu? Trebuie să-i rămână cât mai puțin, pentru că majoritatea la nivelul Parlamentului este asigurată de Partidul Popular European. Nu? Și atunci, în această cheie citesc eu, desigur, nu a fost suficient de clar. Dar mie mi se pare că spre socialiștii europeni bătea. Am mai zis ceva și poate că da, trimite în direcția asta, că toți cei care dețin aceste funcții le vor deține la vârful Uniunii Europene, trebuie să fie curați ca lacrima. Și aici a fost întrebarea, sau mă rog, ne-o punem noi, că la fața locului nu prea s-a pus întrebarea asta, la cine să facă aluzie? Sunt acolo niște personaje implicate în ceva? Antonio Costa, fostul premier portughez, nu? A fost la un moment dat investigat pentru rolul ăla și demisionat, după care a revenit în funcție, adică aici să fie aluzia? Cu el să bate domnul Iohannis? Posibil, dar nu pot să fiu... El e de la socialiști. Nu pot să fiu 100%, așa este, dar nu pot să fiu 100% sigur că la el se referea. Când ceea ce înseamnă comisarii, România a avut un comisar, a avut un portofoliu bun cel al transporturilor, nu? Dar nu la comisari se referea Iohannis, el vorbea de liderii România, celor patru când, poziții. Când a spus că România va fi bine, interesele României vor fi bine reprezentate, eu am inclus acolo și eventualul nou comisar, nu? Cam în direcția asta aș putea să... Vreo idee, domnule Spătaru, să bate cu... Vrea să ia această jumătate de mandat lui Costa, că așa fusese împărțeala, nu socialiștii să primească mandatul de președinte al Consiliului Nu știu, aș face o speculație dacă spune da sau nu. E, în continuare, aceste negocieri se fac. Cred că este foarte clar, încă dinaintea alegerilor, că socialiștii europeni și Partidul Popular European vor merge împreună tocmai pentru a putea asigura o majoritate cât mai mare în Parlamentul European, iar din această perspectivă eu nu cred că socialiștii au cerut mai mult decât e necesar. Și dacă tot vorbim de comisar european, trebuie să menționăm faptul că propunerea de comisar european din partea României vine din partea șefului guvernului. Și... De nume. Nume, da. Dar portofoliul se negociază la cel mai înalt nivel. Portofoliul se negociază, bineînțeles. Și aici, cred că aceste discuțiile va exista o discuție în coaliție pe acest subiect. Apropo, că înțeleg că totuși nu avem nicio concluzie din ședința coaliției. Da, nu avem nicio concluzie. Vreau să mai fac o decât care că e blocaj, ceea ce și asta e o concluzie, că înseamnă că se ceartă niște oameni acolo. Vă rog. Probabil de asta nici n-au comunicat, că n-au ajuns la un acord în seara aceasta. Probabil vor continua discuțiile mâine. Dar vreau să fac așa, o continuare a discuțiilor pe care le-am avut până acum vis-a-vis de poziții, că va avea PPE-ul mai multe sau socialiști. E foarte important. Nu aș arunca așa în derizoriu, nu contează câte are fiecare familie europeană, pentru că viziunile sunt diferite. Chiar dacă va fi o coaliție care va conduce și care va avea majoritatea la nivelul Parlamentului European, contează foarte mult proporția. Pentru că dacă popularii europeni vor avea decizia, vă dau exemplu pe agricultură. Și agricultura din România va avea de câștigat. Socialiștii s-au orientat mai mult către zona verde și știți foarte bine, domnule Spătaru, și nu merg în continuare așa cum merg popularii europeni pentru dezvoltarea unei agriculturi intensive. Ei se orientează către o altă zonă mai prietenoasă cu mediul, unde România, în mod evident, va avea de suferit. Sigur că și popularii europeni au această preocupare, dar totuși raportat la ce înseamnă țările din Europa de Est și implicit România, pentru noi e foarte important ca popularii europeni să aibă un cuvânt mai greu de spus. Și mă refer la o parte economică extrem de importantă pentru țara noastră. E luptă pe sinecuri. Nu, în parte. E luptă pe sinecuri. Ponderile se dau deja în Parlamentul European. Contează votul. E luptă pe sinecuri a tuturor sau doar a celor care fac acum o coaliție? Nu. Dacă chiar este să ne uităm în esență, acum ce ar trebui făcut? Deci ați pierdut alegerile în asta. Exact, cu siguranță. Da, pentru că zicem adevărul. Adevărul doare, într-adevăr, dar trebuie spus din când în când dacă vrem să schimbăm vreodată ceva. Dacă ar trebui, o dreptate, așa este. Dar dacă am vrea într-adevăr să reformăm Uniunea Europeană, ar trebui să ne uităm la punctele alea pe care le spunea și președintele Macron și pe care le-am
amintea mai devreme, și aceea nu prea contează exact dacă PPE ia 3 sau ia 2. Astea sunt chestii de politicieni. Până la urmă, ce contează este ce face Uniunea Europeană în viața cetățenilor. Ne întoarcem imediat, doamnelor și domnilor, cu tot ce știm despre întâlnirea coaliției din această seară. Da, e blocaj, dar să vedem și de ce, ce s-a întâmplat acolo de fapt, ce aspecte s-au discutat și asupra cărora nu cad de acord liderii. Și discutăm imediat și despre contextul ăsta economic complicat în care intervine tot jocul ăsta pentru putere. Mulțumesc, Valeriu Turcan. Ne întoarcem în foarte scurt timp. Rămâneți cu noi! Blocaj, doamnelor și domnilor, în această seară, în ședința coaliției, v-am arătat ceva mai devreme, liderii PNL au plecat rapid. Motivul blocajului, înțelegem că PSD-ul insistă foarte mult pe această idee cu septembrie și că i-ar fi acuzat pe colegii peneliști că nu își respectă propria decizie și propriul acord. Lucru care, înțelegem, mă rog, a dus după niște schimburi de replici la plecarea celor din PNL. Situația a rămas în aer. Mai mult decât atât, înțelegem că se amână și ședința de guvern de mâine, pentru că nu va putea fi trecută o hotărâre de guvern pentru stabilirea datei alegerilor, așadar se amână ședința probabil până vineri, în speranța că mâine se discută din nou în coaliție. Mai târziu de vineri, domnule Spătaru, nu mai are rost, nu? Pentru 15 septembrie, că nu mai e cum. Oricum trebuie dată o hotărâre de guvern. Eu cred că, nu știu, n-am informația că se va amâna ședința de guvern. Din informațiile pe care le aveam, ședința s-ar fi ținut mâine, pentru că după aceea era și ședința CSAT. Știu că, într-adevăr, nu s-a căzut, nu avem un acord în această ședință a coaliției și cred că e puțin exagerat faptul că au plecat colegii liberali din ședință. Nu, ci acea ședință s-a terminat fără un înțelegem că s-a terminat la inițiativa PNL, care a zis nu mai avem ce să mai discutăm. Da, adică, dincolo de propunerea asta să le mutăm, nu mai avem ce discuta, prin urmare nu s-au mai prelungit. Am aceste informații, dar e clar că va conta foarte mult ziua în care vom ține ședința de guvern sau o altă ședință extraordinară, în funcție de o decizie pe care... Dar ca să faci alegeri în 15 septembrie, nu-ți trebuie acest din interval? Din câte știu din calendar, o decizie trebuie luată până vineri. Până vineri. Deci vineri ar trebui, dacă vrem 15 septembrie, e posibil să greșesc, dar trebuie să fie o hotărâre vineri. Da. Și acum ajungem la întrebarea și dacă există blocaj din partea miniștrilor PNL în continuare. Înțelegem pe surse că domnul Ciolacu a zis o să analizăm situația la momentul respectiv. N-a fost la fel de tranșant ca domnul Tudose, care a zis afară cu ei că îi rămâniem. Da, și eu cred că este o afirmație precaută, pentru că tot timpul vorbim pe supoziții. Și dacă. Acum, sper să ajungă, pentru că, repet, n-aș vrea să fiu în pielea, am fost în guvern, n-aș vrea să fiu în pielea miniștrilor care vor avea o decizie de la partid să nu semneze până la urmă, să pună în practică o decizie politică. Repet, aș vrea să fac o diferență pentru că e important. Dar lucrul ăsta poate evita, să nu le dea ordin domnul Ciucă să blocheze. Adică nu e ca și cum o mână invizibilă îi forțează pe ei, nu se pot opune. Miniștrii totuși au funcții importante în partid. Ei sunt partea deciziei pe care a luat-o partidul. Nu trebuie să le dea o direcție domnul Ciucă. Ei, dacă decizia în PNL va fi că nu vom fi de acord, cu siguranță ei sunt cei care, fiind și vârfuri ale partidului, o vor implementa. Da, noi bănuim. Dar diferența trebuie făcută, pentru că nu e o simplă decizie care implică viața românilor din punct de vedere economic și așa mai departe. Aici lucrurile au funcționat spre deosebire de guverne precedente. Lucrurile au funcționat și funcționează foarte bine. Asta e o decizie politică, ce se implementează sau nu. Despre asta e vorba. Putem noi să bănuim că domnul Ciolacu forțează mâna, adică dincolo de... s-a înregistrat refuz în coaliție și Ciolacu zice ok, nu mă interesează, eu mâine încerc să trec hotărârea de guvern și atunci ajungem la opoziția miniștrilor PNL. Adică nu bănuim că întâi se va ajunge la o discuție în coaliție. Oricum ați privi, e o chestiune agresivă. Că e de o parte sau de alta. Depinde cum priviți. Dacă priviți din punct de vedere așa al PNL-ului, pare că e o chestiune agresivă, că domnul Ciolacu vine pe masă. Așa pare că a început ziua, cu agresivitate de ambele părți. De asta spun, aș vrea să n-ajungem în momentul respectiv, pentru că atunci, dacă noi de la PNL putem să privim că e o chestiune agresivă din partea domnului Ciolacu, că pune pe masa ședinței de guvern această hotărâre. Exact. Și că Tudose îi împinge pe scări pe miniștrii... domnul Tudose și ceilalți, par, din partea cealaltă, lor li se pare că e o decizie agresivă.
agresivă de la noi că avem doi miniștri care nu vor semna. Deci de asta aș vrea să nu ajungem în această situație, să ajungă în coaliție, în ședința de coaliție, înainte de ședința de guvern, la o decizie care să fie favorabilă tuturor. Da, context complicat economic. Comisia Europeană ne spune că România se confruntă cu dezechilibre excesive pe fondul deficitelor mari și în creștere. Prognoza, înțelegem că nu e deloc bună, 6, ceva, 7 sau poate 6,9, da, la sfârșitul acestui an, adică foarte departe de ceea ce ar trebui să atingem noi anul ăsta în materie de deficit. Păi iată, astea sunt subiectele de fapt care sunt cu adevărat importante pentru români. Altfel, este exact ceea ce prevesteam că se va întâmpla în decembrie. Dacă vă uitați la dezbaterea asupra bugetului din decembrie 2023, când s-a votat bugetul pentru anul 2024, lucrurile exact așa se prefigurau. Guvernul a introdus inclusiv linii de venituri fictive în buget, veniturile din digitalizare, care nu sunt un impozit anume, adică nu sunt TVA, nu sunt impozit pe venit și așa mai departe. Veniturile sunt supraevaluate, cheltuielile sunt subevaluate și rezultatul este acest deficit. Adică, practic, statul care cheltuie bani pe care nu-i are. Și când auzim bani pe care nu-i are, trebuie să ne gândim fiecare român că sunt bani din datorie și practic ne îndatorăm din ce datorie ce mai datorie care a ajuns la 51, da, aproape 52. Hai să o rotunjim la 52%. Deci, practic, să realizăm puțin impact. Deci, da, în momentul ăsta ce ar trebui să întâmple? Deci, înghețare de salarii în sectorul public. Nu, știți cum ar trebui banii să de pensii, de creștere, de unde? Haideți să stabilim. Nu ar trebui să întâmple. În teorie, conform legii responsabilității fiscale bugetare, ar trebui să întâmple lucrurile acestea. Deci ar trebui problema să întâmple, este, că dacă zice legea. Ascultați-mă până la capăt. Nu vă grăbiți, e tocmeală. Pentru că, de fapt, ei fac legile acestea și legi, nu există lege mai încălcată în România decât legea responsabilității fiscal-bugetară. De ce? Pentru că nu prevede sancțiuni. Zice că trebuie să se întâmple ceva, dar dacă nu se întâmplă, absolut nicio consecință și atunci nicio problemă să o încarci. Și exact asta se întâmplă foarte des, și cu prevederi bugetare, și cu folosirea acelui fond de rezervă, și cu o groază de alte lucruri. Ce ar trebui să se întâmple dacă chiar am vrea să evităm dezastrul acesta și ca să avem o imagine? Deficitul era prognozat la 5% conform legii bugetului. Am spus de atunci că va fi 7%. Acum a ajuns și Comisia Europeană la 6,9. Așteptăm până la finalul anului să vedem cât o să-și mai ajusteze această previziune. Ca să înțelegem, practic, asta înseamnă că deficitul statului crește cu iarăși 7% anul acesta. Și acum întrebarea este, politicienii, coaliția, sunt îngrijorați, domnule Spătaru, de chestia asta? De data alegerilor. Poate nu știți, dar în ultima lună România a înregistrat, după foarte mulți ani, excedent bugetar. Cred că e un lucru de care nu ține scop. Unde a înregistrat? E 3% deficitul. În luna anterioară, România a avut mai multe venituri decât cheltuieli. Dar știți că nu le luați. Pentru prima oară, într-o oră a fost excedent. Nu. Da. Vedeți de la început anului și până acum. Vedem o creștere a veniturilor care a început în luna ianuarie, o creștere a veniturilor semnificativă ca urmare a unor măsuri pe care le-am luat în 2023 și pentru prima oară în România avem o lună în care avem un excedent bugetar. Asta e minciună. Nu, puteți să ziceți lucrurile astea așa noșalant la televizor. Îmi pare rău. Uitați-vă puțin. Deci deficitul nu se stabilește că în ora asta am avut excedent. Îl luați de la începutul anului și până acum. Veniturile în luna. Bine, dar domnul ăsta, dar mai încercați să vreau să vă asta ca să dea bine la televizor. Nu suntem pe excedent. Execuția bugetară. România nu e pe excedent. România când nu e pe judecăm, arătați un singur economist de care să nu râdă toată lumea, când care judecăm, să zică că economia e pe excedent. Rezultatele execuției bugetare din 2024 îl judecăm an cu an. Da. Și ceea ce vă spun este că există un trend pozitiv de creștere a veniturilor bugetare, care va duce ca să existe un trend, bănuiesc că trebuie să fie mai mult de o lună, după care două, măcar trei. Începând din luna ianuarie. Nu poți să spui că ai o tendință când tu ai avut într-o singură lună excedent. Începând din luna ianuarie, veniturile au crescut. Am avut câteva cheltuieli punctuale în luna ianuarie și februarie care au fost explicate cu răspunzător și vedem că acest trend
începe acest trend pozitiv. Chiar vă promit că v-aș lăuda guvernul dacă scad cheltuielile. Inflația scade în mod constant. Suntem pe locul 1 în Europa. Suntem pe locul 1 în Europa de 5 luni încoace. Haideți să nu mințim. Asta să zic, e o minciune că suntem pe locul 1 în Europa la inflație. Dar vorbim de trend. De unde am plecat ca inflație și unde am ajuns. Suntem pe locul 1. Suntem la 5,1% inflație. Atenție, trendul e stabilit și de lucrurile internaționale. Vezi ce se întâmplă în funcție de unde ești față de ce. Când e ceva rău, e stabilit de România. Când e ceva bun, e stabilit de trendul european. Ne uităm comparativ cu ceilalți. Eu n-am vrut să intervin în discuția asta. N-am cifrele domnului Spătaru. Sunteți în coaliție. Vreau să vă spun un lucru. Acum, e adevărat că România trebuie să fie precaută. De asta are nevoie de o stabilitate și de oameni responsabili care să guverneze și după 2024. Dar nu de oameni care zic că suntem excelenți. Pentru că există un risc foarte mare de a derapa. Uitați invers la cifre, poate suntem excelenți. Există un risc foarte mare de a derapa și știm toți lucrul acesta. Adică ce se întâmplă acum, nu e riscul, e ce se întâmplă. Haideți că m-am ascultat, n-am intervenit decât în momentul în care ați terminat. Există un risc foarte mare. Și din motivul ăsta cred că e nevoie de responsabilitate. Ce vreau adică, să vă spun, ce înseamnă asta concret? Adică ce nu avem acum? Ce înseamnă responsabilitate? Să nu creștem pensiile la în septembrie nevoie, dacă nu le avem? Sau să nu... de aventurieri. Ce nu am mai avut. Aventurieri politici care să guverneze. Despre asta e vorba. De asta cred că e nevoie de responsabilitate. Stabilitate la 7%. Încă o dată. Au fost momente dificile. România a trecut momente dificile. În momentul de față, datorită politicilor din ultimii 2-3 ani de zile, cred că lucrurile s-au stabilizat. Știți că toate cheltuielile viitor, inflația a început să scadă, iar veniturile bugetare au început să crească. Cred că asta trebuie analizat. Dacă dublați taxele, și dacă mai lucrurile crescă. Merg în continuare pe acest trend, eu nu mă refer că suntem într-o situație bună. Creștere poate pe primul loc în Europa la ceea ce înseamnă inflație. Nu suntem o situație favorabilă, dar trendul este unul pozitiv și orice analist internațional cred că analizează nu trendul. Și nu, nu sunt toate planurile alea de reducere a cheltuielilor la stat înghețate în anul ăsta, domnule Constantin? Asta e o întrebare foarte bună, asta e altceva. Păi nu e, e o întrebare. Eu vă întreb retoric, ce, nu știți răspunsul? Sunt înghețate. Este asta și întreb. Nu sunt ele înghețate? Adică despre ce vorbim cu încasări de venituri? Discutăm anumite toate lucruri. Planurile sunt înghețate, nu cheltuielile, atenție. Da. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să discutăm de ce sunt înghețate. Și aici e o chestiune pe care... Că e an electoral. Dar când vorbim de faptul că, domnule, suntem pe trend descendent, e foarte rău, derapăm și mai departe, ăsta e un lucru cu care nu pot să fiu de acord. Nu, dar ziceați mai devreme că ne trebuie responsabilitate. Nu era o dovadă de responsabilitate asta? Sunt de acord cu dumneavoastră. Păi și de ce nu faceți că se sparte din guvern? A văzut afirmații că în decembrie, că în iunie, dar așteptăm trendul internațional în meritul guvernului. Faptul că inflația scade peste tot în Europa nu este meritul guvernului. Problema sau meritul sau vina guvernului este unde suntem noi față de acel trend european. Da? Adică nimeni nu zice că nu e un trend european favorabil. Da, dar nu e meritul guvernului. Ce ar fi putut fi meritul guvernului ar fi să nu fim pe locul 1 în Europa la inflație. Să fim și noi, nu știu, măcar la medie, măcar mai sub media, asta ar fi fost extraordinar. Nu mai zic dacă am fi avut cea mai mică inflație, asta ar fi fost chiar bine. Deci, până la urmă, eu nu zic că trendul nu este bun. Eu zic că trendul este unul care nu este meritul guvernului, pentru că este unul internațional și niciodată n-am zis altfel. V-aș lăuda dacă ați scădea cheltuielile, este fix ceea ce ar trebui să facă România. Nu se întâmplă asta și îmi cer scuze, nu suntem pe excedent, suntem departe de excedent și ne suntem în plin înspre sufundarea la 7% deficit. Sunt sigur că ați înțeles ce am spus. Iar dacă sunt tot sigur că ați înțeles și dumneavoastră. Ei, deci, avem dacă nu vă mai explic. Da? Vă repet, vă mai repet că avem o lună în care avem un rezultat pozitiv realizat. O lună. Ce înșelătorie faceți? În sau? Care arătați-mă o altă lună, arătați-mă o altă lună în ultimii 20 de ani. Puteți să căutați și o oră în care suntem pe excedent, că nu asta contează. Am avut așa ceva. Și până dar dacă tot vorbim de reducerea inflației, haideți să ne uităm un pic pe indicatorii de inflație și o să vedeți că de fapt ceea ce începem să facem acum, această industrializare și această localizare a producției, de fapt generează inflație. Și ne uităm pe indicatori ca să vedeți. Pentru că dacă ne uităm pe produsele agricole, vedem că suntem primul trimestru din 2024 suntem cam la același nivel, iar campionii inflației sunt acolo unde importăm cel mai mult. În produse chimice, în echipamente, păi vedeți, în echipamente intermediare. Și dacă vom face, pentru că ceea aici ce nu vreau să vă spun cheie. Acum, nu. Este că nu vom sabotarea producției niciodată în România prin creșterile de taxe, de fapt ne face mai dependenți de import. Nu, și ce ați făcut dumneavoastră? V-am ascultat. Ba da. Ce ați făcut dumneavoastră? Deficitul acela îl finanțați prin datorie, deci practic statul român se îndatorează pe piețe internaționale, dă banii în interior, în România, care se duc pe consum.
consum, cu o structură de producție sabotată de taxe foarte mari, ba da, s-au dat pensii, salarii, bani pe consum, pentru că nu după care nu aveți, nu o care România nu are o structură de producție ca să acopere acel consum și evident că merg în import. Și per total, dacă vă uitați la o imagine generală, importăm, ne împrumutăm ca să importăm. Exact o situație disfuncțională. Și știți când o să se explodeze? Nu o să explodeze anul viitor. Compromis cu aceste anul acesta puteți să clamați că totul merge superb. Anul viitor o să vină o factură de plată imens. Haideți să ne uităm să n-am eu dreptate. Eu chiar aș vrea să n-am aveți încredere în Banca Națională? Depinde pe ce. Care sunt investițiile în 2024 comparativ cu anii anteriori? Da, de să vedeți că inflație. Avem un trend incomparabil mai mare față de ce dezastru pe care a fost în 2020-2021. Stați să vedem și pentru inflație și atenție și pentru fondurile europene. Că vedeți că sunt tot felul de șiretricuri din astea așa și... Da, domnul Pușadă, nu putem lăsa minciuri care se spun așa. Adică, haideți să le corectăm. A zis că vine o notă de plată în 2025. Da. Păi, vreau să întreb că aici, dacă nu mă înșel, PNL-ul la un moment dat venise chiar cu o propunere de lege. Să nu se umble la taxare, să nu se întâmple nu știu ce. Propunere. Altă minciună, mă rog. E doar propunere. Altă în legea bugetului de stat pentru anul 2024 s-a introdus această obligativitate ca în cursul anului 2024 să nu crească. Așa, dar eu întreb pentru 2025 că e o ecuație în care... Guvernul să facă ceva printr-o lege. Acum, dacă dumneavoastră vorbiți foarte mult, încercați să arătați că sunteți stăpân pe anumite situații, dar electoratul v-a spus că, de fapt, nu sunteți credibili în ceea ce faceți. Adevărul nu contează. Chiar mă întrerupe. Nu se pune la... Ați fost la guvernare 8 luni. Din fericire pentru România, doar 8 luni. Nu știu o măsură care să fi rămas pe urma... Să știți că la guvernare atunci teoria eram cu dumneavoastră. Da, dar dumneavoastră ca partid... Și eu eram la guvernare când conduceam un partid mic. Putem să... Eram la guvernare când conduceam un partid mic și cred că mi-am pus amprenta, că am scăzut... Eu nu fac un atac la persoana dumneavoastră. Știu ce ați făcut. Eu vreau să mă refer la partid. Eu vreau să mă refer la USR. Păi mă refer și eu la PNL. Eu asta totuși, vă întrebam. Cât am fost la guvernare ca partid mic, atunci am lăsat o amprentă. Tu ați preferat să-i răspundeți unui Năsui să vă certați cu el, să răspundeți la întrebare. Eu vă întrebam ce faceți pentru 2025 dacă rămâneți la guvernare, ca să nu vină nota aia de plată pe care o preconizează toată lumea. E vorba de un set de politici fiscale consolidate, luate de oameni responsabili, nu aventurieri politici, care să asigure România într-un echilibru din punct de vedere economic. La aventurierii băgați și pe PSD? Taxele. Încă o dată, că dacă cresc taxele... Eu cred că e nevoie de o guvernare responsabilă și politicile pe care le-a pus Partidul Național Liberal, la unele a achiesat PNL-ul, la PSD-ul, la altele nu, au fost cele care au asigurat o stabilitate. Da, ăsta e contextul în care deocamdată politicienii nu se înțeleg pe data alegerilor. Mulțumesc foarte mult tuturor. Urmează doctorul pe B1 TV. Rămâneți cu noi. We'll be right back.